sfârșit un proiect la care ați lucrat câțiva ani buni ajunge să-și întâlnească publicul. Ce simți în acest moment în calitate de producător al filmului? Păi am emoții ca de fiecare dată. Sunt foarte curioasă de reacția publicului larg și în ce măsură am reușit să aducem la cunoștința publicului că există filmul și am reușit prin promovarea pe care am făcut-o să le stârnim curiozitatea și îmi doresc, cel mai mult îmi doresc ca oamenii să discute filmul după ce l-au văzut, nu înainte. Asta e visul, apropo de toate subiectele pe care le-am abordat, în filmele pe care le-am produs, îmi doresc dialog și filmul vorbește foarte mult despre asta, despre necesitatea dialogului în societatea de azi, pentru că e un film mai degrabă despre mitul lui Arsenie Boca și ce înseamnă Arsenie Boca astăzi pentru oameni, decât despre cine a fost Arsenie Boca și mai ales de câtă nevoie avem să îl ascultăm pe celălalt, să fim ascultați și să putem să schimbăm idei între noi și să ne respectăm unul pe celălalt. Ce trebuie să știe lumea atunci când va intra să vadă Arsenie sau când se vor hotărâ să meargă la cinema să-l vadă? Că vor avea o experiență cumva neobișnuită, nu este o monografie, nu este un biopic, este un film despre oameni de azi și despre cum sunt ei legați de figura lui Arsenie Boca și mai ales de ce avem nevoie sau întrebarea dacă avem nevoie, dar mai ales întrebarea de ce avem nevoie.